Eu nu știu, dar acum primesc chestia asta și nu știu de ce față de zilele trecute nu-mi iese așa repede. Sper că de data aceasta să spun tot ce am de spus. Da, vorbim despre dantelă, vorbim despre elemente florale. Pe dantelă vorbim despre dantelă albă, dantelă neagră, dantelă văzută la Sonia Raică, la Jiva și bineînțeles că moda se întoarce, iată. Nu știu dacă a ieșit vreodată din modă dantela, așa cu anumite elemente a fost prezentă mai tot timpul și m-am zis să puteți purta tot timpul ceea ce doriți. Aici sunt doar așa niște elemente pe care designerii le aduc în față, pentru că, până la urmă, e marketing. Da. Sunt anumite zone, anumiți pasionați. Subiectul e mult mai vast, însă, da, așa ca linii generale, ce se poartă, da, se poartă și dantela, se poartă romantismul, se poartă această senzualitate combinată cu anumite elemente sport, de exemplu, casual. Dacă vă tentează, întotdeauna găsiți variante la second hand, la vintage shop-uri, variante sustenabile, la o singură căutare pe Google sau pur și simplu așa la pas prin magazine, dacă într-adevăr aveți nevoie de așa ceva. E un element pe care ne putem baza. Cred că putem ieși puțin din zona asta de convențional și v-am mai spus, moda se simte. Dacă simți suportul la un anumit lucru, indiferent de trenduri, indiferent de ce spune unul sau altul, ar trebui să mergi către acel element care te atrage, să experimentezi, pentru că până la urmă moda se simte, se experimentează, vezi cu ce stă mai bine, vezi ceea ce ți se potrivește.